Bine că ești tu deștept. Ăsta e tonul din spatele acestor cuvinte care m-a iritat de când eram în școală. S-a întâmplat prima dată, cred că prin clasa a 5-a, la o oră de atelier, dacă țineți minte, unde tăiam cu traforajul. Și profesorul, pentru că vrea să se odihnească, ne-a lăsat singuri în atelier să tăiem cu traforajul. M-am plictisit crunt și la un moment dat am început să mă joc să caut lucruri pe acolo. Și sub o masă din aia de lucru am găsit un motor cu un piston în doi timpi, așa plin de praf și de ulei și înțepenit, nu se mai mișca, nu prea mai aveai ce să faci cu el. L-am luat așa, era greu, dar l-am pus pe masă, avea șanse. Și le-am zis colegilor, băi, hai să-l facem pe ăsta să meargă. Și colegii s-au uitat așa la mine, băi, îl facem să meargă în loc de traforajul ăla plictisitor, un semestru, cea mai bună treabă, facem un motor. Cât de tare noi să facem un motor. Vorbim cu proful, lăsăm, poate ne dă și notă bună pentru inițiativă. S-a uitat așa, după 3 secunde unul a zis, bine mă, că ești tu deștept. Și m-au lăsat acolo. Am plecat frustrat, gândindu-mă pe drum spre casă, la motor, și pe partea elaltă, dar ce aveți cu mine și ce dacă sunt deștept? Hai să facem motorul, ce legătură are și dacă sunt deștept, de ce e rău. Și după o săptămână m-am dus la profesor, i-am cerut voie să fac asta, am făcut-o un semestru, am terminat cu 2 săptămâni mai devreme și am plecat mai devreme în vacanță, am luat și 10 pe linie singur, din păcate, deși le propusesem să ne jucăm împreună. Dar sentimentul a rămas cu mine și după aia am început să văd comportamentul peste tot. Cum era o colegă mai înainte la pictură, bine mă Rembrandt că ai tu talent. Cum era un coleg mai bun la matematică, același lucru. Și a stat cu mine sentimentul ăsta până l-am cernut mai târziu. Am scris că sunt vizionar, nu mă consider vizionar, am venit să vă expun o problemă și să vă invit să vedem dacă vrem să o rezolvăm împreună. O să intru direct în ea că e lungă, are 3 părți. Prima parte. Aceasta este populația României pe cohorte de vârstă, conform ultimelor date oficiale din 2011 de la recensământ. Și problema pe care o prima parte din problemă e despre muncă, așa că trebuie să excludem populația până la 15 ani și după 65 de ani și rămânem cu un grup de aproape 15 milioane de oameni care sunt de vârstă activă, așa li se spune. Și acum începe să devină interesant. Câți oameni de aici nu sunt activi, deși sunt de vârstă activă? Atâția. Se vede? Aproape o treime. De fapt, mai mult de o treime, 35%. Și acum să vedem din cei rămași câți sunt șomeri. 720.000. Și acum, până aici am zis, da, o ducem rău, mai sunt și alte țări, criză economică. Cât e cererea de forță de muncă? Cât de mare e cu adevărat problema? E remediabilă? Dacă mai cresc, mai angajează și așa mai departe? În ultimul trimestru măsurat, aceasta este, care a fost cel mai mare din ultimii ani, atâta oferim noi pe piața forței de muncă. Încă o dată. Alea 3 mici de acolo, da? Sunt 30.000 de locuri de muncă, 32.000. Am zis, Doamne, poate cu creșterea de GDP punem cât e, 3,7%, 33.500. Tot nu rezolvă nici de departe problema. Deci trebuie să schimbăm cumva filmul. Prima, și să ne mai uităm la tineri, în primul rând. Din toți aceia, tinerii sunt cea mai dezavantajată categorie. Despre aproape 800.000 nu știm nimic. Nu știm nimic înseamnă nu știm că sunt la școală, nu știm că sunt la cursuri de precalificare, nu știm că sunt în medical, nu știm că muncesc în orice formă. Nici măcar nu caută. După care avem o mulțime de șomeri, o mulțime de persoane care se declară active, dar de fapt stau acasă și muncesc în gospodărie și sunt neremunerate, și mai puțin de jumate care învață și sau muncesc, care e ok la vârsta asta că învață. Prima parte din problemă este, deci, tinerii din ziua de azi și
chiar toată țara, nu or să-și găsească locuri de muncă, nu pentru că sunt leneși, nu pentru că nu sunt deștepți, ci pentru că nu există acele locuri de muncă, punct. A doua parte din problemă. Am început să mă întreb, având un incubator în Universitatea Alternativă și fiind unul din cei care îl împing așa să crească, băi, dar poate, ca cu mintea de pedagog, mă, poate nu-i bine. Poate copiilor ăstora le-ar fi mai bine să se angajeze, poate îi împingem prea tare, poate piața e aglomerată cu toate incubatoarele și acceleratoarele și de toate felurile. Și am început să mă întreb câte companii există în România, mici și mijlocii. Și am găsit destul de repede, există 470 și puține de IMM-uri, fluctuează foarte mult, au fluctuat mult în ultimii ani, cu valori mici, și după aia am zis, bine, și asta e mult sau puțin? Față de cine? Și am găsit că există un indicator, numărul de IMM-uri pe 1000 de locuitori, care reflectă, are corelație puternică cu cât de dezvoltate sunt economiile respective. Și am găsit țările dezvoltate au între 36 și 40 de IMM-uri pe 1000 de locuitori. Noi avem 21. Asta înseamnă că ar mai fi loc de încă 400.000 de companii micro, mici și medii. Pentru cine nu știe, micro înseamnă până în 10 angajați, mici înseamnă până în 50 și medii înseamnă până în 250. Ce oportunitate și ce proiect greu. Deci avem nevoie de 400.000 de companii. A treia parte din problemă, toți vorbim și citim și există o grămadă de articole despre economia bazată pe cunoaștere, agenda Lisabona, inclusiv în educație, procesul Bologna folosește asta ca argument. Îl aduc aici simplificat. În economia agrară foloseam pământul, aerul și soarele ca și cu o lopată, aia era tehnologia, ca să producem tot ce aveam nevoie, în marea majoritate. În epoca industrială am început să săpăm în munți și în pământ, să scoatem minereu, făceam fabrici și asta era economia. Economia informațională înseamnă că am început să numărăm lucruri și să discernem puțin informația și să o vindem între noi pe calculator și pe internet. Și ce e economia bazată pe cunoaștere? Care e resursa și care sunt mecanismele cu care se prelucrează? Simplu. Creierul, inteligența este resursa și tot creierul este și instrumentul. Când spun creier, sau mai bine, nu creierul, inteligența e bine spus, apropo de discursul de mai devreme despre corp, da? Se leagă lucrurile și toate dovezile spun asta. Și aș mai spune ceva. Unul din cei mai mari profesori de strategie din lume, domnul Michael Porter, a fost pe scena TED, aia mare, de curând, sau au publicat de curând filmul cu el, și a spus o chestie care pe mine m-a uimit. El dă consultanță numai în business, pe bani grei, la firme mari care noi le considerăm evil, și a venit în față și a spus, a face bine este cea mai mare oportunitate de business pe care o vedem. Când spune o vedem, se referă la el și toți ceilalți profesori consultanți care asta fac toată ziua, se gândesc ce e mai bine și dau sfaturi la cele mai mari firme din lume. Cea a face bine, cea mai mare oportunitate. Și atunci mi-am permis să adaug ceva la asta. Motivația. Da? Economia bazată pe cunoaștere, pentru că am devenit atât de inteligenți, nu o să mai poată avea shortcut-uri la teme sociale, la mediu, la well-being și așa mai departe. A treia parte, toate lucrurile, toate problemele anterioare sau părțile de problemă dinainte se întâmplă într-o lume care e din ce în ce mai inteligentă și unde inteligența e principalul bun, principala resursă, principalul instrument. Am recapitulat. Și atunci, nu, să recapitulăm. 5.700.000 de oameni în România care n-au ce face. Ar fi bine să facem 400.000 de întreprinderi în economia bazată pe cunoaștere. Ați văzut? Hai să le facem noi. Și prin noi mă refer la tinerii între 15 și 25, într-o proporție mare. Există argumente și pentru asta. Celelalte generații au făcut destul de mult din cât puteau să facă.
deci au stors antreprenorii lor, generația 25, 30, de fapt 30-40 e plecată din țară, e generația care a emigrat, unii din ei se vor întoarce, dar sunt unreliable data că, cum să spun, contextul nu e prielnic ca să se întoarcă. Doar cei foarte ambițioși, deci sunt virgule la cât de mare e problema. Și atunci, deși mama și tata nu ne-au spus, băi, duceți-vă, învățați ca să fiți antreprenori, cam asta ne revine. Evident, puteți să plecați, dar să știți că cifrele de employment arată mai rău la alții. Încă o ducem decent. Deci să le facem noi, punct. Am început să spun asta acum 6 luni, pe la toți colegii, prietenii, oamenii cu care mă întâlneam, și am început să primesc un set finit de puncte. Băi, dar stai un pic. Mai exact, le-am categorisit în 4 daruri. Dar de unde să scoatem 400.000 de idei geniale care să schimbe lumea? Chiar sâmbăta trecută, în Universitatea Alternativă, am luat 37 de studenți, sau au răspuns la invitație 37 de studenți, să generăm în 2 ore, în ceva ce am numit Idea Fest, idei de afaceri. În 2 ore au scos 107 idei decente. De la decent în sus, marți le-au și piciuit unii din ei, până marți deja aveau propuneri de contracte. Wow, ca să vezi că nevoia nu e doar din piața forței de muncă, nu e doar o chestie de sus de competitivitate, e o nevoie legitimă în piață, tot felul de servicii și produse care lipsesc sau ar putea să fie mai bine făcute. Deci, îmi imaginez cu sala asta de oameni într-o săptămână că n-ar fi nicio problemă să producem idei, ca să nu mai vorbim că sunt oameni care publică câte 100 pe săptămână, că n-au valoare dacă nu le execută. A doua problemă, de unde luăm banii? În primul rând, la nivel global, banii există. La nivel național, nu știm, dar și în România există. Am vorbit cu câțiva investitori în perioada asta și toți au zis, problema n-a fost să adunăm banii, problema a fost să găsim proiectele în care să investim banii. Deci ei așteaptă cu banii la saltea, unii nu-i țin în bancă că încă nu au încredere și așteaptă copiii tineri deștepți care să rupă piața. Wow! Și mai e ceva, n-am pus pe slide-uri, dar statul român a pompat doar bani în problema asta, începând cu 2007 și a crescut cu vreo 40.000 de IMM-uri și imediat s-a prăbușit. Pentru că chiar nu e o problemă de bani efectiv, e o problemă de valoare, de a crea serviciile și produsele alea noi. De unde să știm cum să facem? 2 răspunsuri. 1. Acum, de la oamenii din sala asta și din toată rețeaua oamenilor din sala asta, îi găsim pe cei mai buni din țară care știu cât se știe. 2. Noile firme nu vor avea aceleași modele de business, aceleași modele de HR, deci o parte va trebui să creăm. De-aia e creier la pătrat în ecuația aia. Întâmplător, probabil că puțină lume știe că așa sunt oamenii buni în țara asta, nu se laudă. Trebuie să găsim contexte să-i laude alții. Unii din cei mai tari oameni pe business în lume există în România și sunt români și vor să ajute. Întrebați orice antreprenor cu experiență, asta nu e cei mai buni, dar buni și or să vrea să vă fie mentori. Nu să vă dea sfaturi, nu acceptați sfaturi gratuite, discuții serioase ca să învățați, ca să învățăm. Și asta e a patra problemă care mi se pare legitimă, oamenii. Asta pentru că chiar nu mi-a spus mama, băi, o să trebuiască să te faci antreprenor. O să trebuiască. Și aici e o parte, ăsta e îndemnul meu. Trebuie să punem urgent, antreprenoriatul și nu în sensul nimic ruthless, dar nici doar educație financiară, hai să facem bugete. Deci să punem atitudinile și competențele reale de antreprenoriat în ADN-ul educației mâine. Pentru că nu se rezolvă cu cei cu low hanging fruit, cu cei care deja ar ieși oricum antreprenori, că așa e în ADN-ul lor deja și pe școala doar îi ține pe loc. Trebuie să producem sau să cultivăm sistematic mai mulți antreprenori. Și ca să nu vă sperii, toată lumea mi-a zis bine, bine, și banii, și oamenii, și motivația, și ideile, și așa, dar totuși 400.000, adică 400.000 e mult. Hai să vedem cum am rezolvat pentru 400.000. În primul rând să alegem o scară de timp, că așa e corect pentru proiecte de astea. Am zis 10 ani, am ales eu.
e de la mine din burtă. Dacă vreți, puneți voi și faceți matematica pentru 12 sau 15. Nu faceți pentru 50, că toată lumea emigrează până atunci. Da? Și la 10 e risc. Da, așa. Am ales 10 ani. Și după aia am încercat mai multe progrese, începând cu chestii liniare, apropo de ce ați auzit dimineață. Chiar nu e o problemă liniară. Adică 40.000 anul ăsta și 40.000 anul viitor și 40.000 anul celălalt și tot așa, nu se poate. Luăm toate incubatoarele și acceleratoarele, le luăm, ne înmulțim între ele și nu dau atâtea business-uri concrete. Poate dau atâția wannabe antreprenori la intrare, dar nu dau atâtea business-uri concrete la sfârșit de an, cu profit, cu câțiva angajați și cu actele în regulă. Și atunci am ajuns la o chestie care să înglobeze și învățarea din mers. Hai să luăm un număr X acum și la anul, să, dacă i-a ieșit, deci X-ul trebuie să fie output bun din sistem, îl rugăm să fie mentor pentru încă 2 X și el să-și vadă după aia în continuare de treabă. Și facem asta în fiecare an. Ăsta e contractul. Găsim know-how și banii și investim în voi să vă iasă treaba, să vă fie bine, să aveți business-uri, să fie totul excelent, inclusiv, deci încă o dată, eu sunt ONG și voluntar de dintotdeauna. Da? Deci nu vorbesc de only for profit, din contră, lucrurile bune de care avem nevoie. Și ăsta e deal-ul. Investim tot ce e nevoie structural și facem asta an de an. Și am mai înjumătățit problema, adică din 400.000 am zis doar 200.000 să rezolvăm sistemic. Restul se vor take care of themselves. Da? Ionel și-a făcut business, Gigel e gelos pe el și își deschide și el un business. Și lucrurile vor merge cum vor merge. Dacă să punem pe picioare, trebuie să ajungem above the middle. Asta înseamnă că X e 200. Deci în primul an avem de făcut 200 de business-uri împreună deștepte. Toată România. Toate incubatoarele, acceleratoarele, toți mentorii de business, toate fondurile de investiții. Dacă punem sănătos pe picioare 200 și cu rugăminte, dar nu rugăminte, contractual așa de bun simț, gentleman's agreement, că dai mai departe și facem asta sistematic, ajungem la 200.000 în 10 ani. Și restul vor fi trase de efect de piață. Și acum rugămintea mea la capăt e doar atât. Nu mă aștept, dar nu pot să vă, cum spunea Florin, cine vă dă teme de făcut, ignorați-le, da? Fiecare își ia deciziile lui. Dar o rugăminte de făcut e așa. Când vedeți unul deștept care o ia înainte, pe orice temă, nu-i mai spuneți, bine mă că ești tu deștept. Spuneți-i, bă ce bine că ești deștept. Hai să vedem ce facem cu asta.